Aceasta este prima resursă dintr-o serie de două pe care le-am realizat pe subiectul textul literar dialogat. 1. Extragerea informațiilor dintr-un pasaj din Pădurea Vie, de Florin Bican. Întrebări care ne apropie de tema textului. Ce înseamnă o pădure? Există păduri moarte? Când o pădure este vie? Puteți opri resursa video atât timp cât discutați. Probabil că ați răspuns. O pădure înseamnă diversitate, adăpost, hrană, copaci, bucurie, lumină. Există păduri care mor sau sunt făcute să dispară. O pădure este vie când copacii ei sunt sănătoși, când există puiet. Ce vă propun? Lectura unui fragment din povestirea Pădurea Vie de Florin Bican, extragerea informațiilor din dialog. Citiți sau interpretați pe roluri fragmentul următor. Pentru a înțelege mai ușor un text dialogat, avem în vedere întrebările. Cine vorbește? Cu cine? Despre ce? Unde? Când? De ce? Ce relații sunt între cei care dialoguează? Așadar, cine vorbește? Cu cine? Despre ce vorbesc? Alegeți răspunsul corect. Continuăm. Când se petrece dialogul? Timpul nefiind precizat explicit, căutăm indici temporali. Recitim textul cu atenție. Putem formula apoi așa. Acțiunea se petrece în timpul când țara noastră era monarhie. Ați găsit citatul, da? Unde? Învățătoarea a fost chemată în biroul inspectorului. Locul nu se precizează cu exactitate. Ce relații sunt între cei care dialoguează? De subordonare, însă lipsite de respect din partea inspectorului, care se comportă agresiv. Întrebare foarte interesantă. De ce? De ce au fugit copiii în pădure? Scrieți în caiete răspunsurile oferite de text. Autoevaluare. Completați o axă a faptelor pentru a justifica înțelegerea textului dialogat. Fiecărei fapte îi atribuiți un citat semnificativ. Răspunsuri. Învățătoarea le spunea povești. Observăm citatul. Copacii pleacă. Inspectorul cere explicații. Elevii au primit de scris o compunere. Copiii s-au dus în pădure. Voi le așezați în ordinea cronologică. Mulțumesc!